Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim! Revin cu episodul numărul 3 din Vietnam și cu a treia destinație din programul nostru, Hue. Ce-a fost diferit de data asta la transferul dintre Hoi An și Hue? Am fost cu mașina. Pe traseu, între cele două localități, undeva 60 de kilometri, sunt trei atracții. Este Muntele de Marmură, pe care urci și acolo sus sunt niște peșteri și temple budiste. De acolo de sus se vede foarte frumos zona, după care se trece un drum panoramic, genul la Transfăgărășan, dar nu la aceeași înălțime, dar destul de spectaculos. Se coboară în cealaltă parte a muntelui, unde este o lagună și o plajă. Am găsit pe TripAdvisor firme care îți asigură transfer de la Hue la Hoi An sau invers, în care cu șoferul lor se opresc la fiecare dintre atracțiile care am spus mai înainte. I-am întrebat pe WhatsApp ce ne oferiți, care este pachetul, am mai negociat un pic cu ei, totul a fost prin mesagerie, am căzut de acord și a doua zi dimineața ne așteptam mașina la hotel și ne-a preluat și ne-a dus toată ziua respectivă ca să vedem atracțiile respective. Pe Muntele de Marmură am petrecut un pic mai mult timp, erau mai multe chestii faine pe acolo, ne-am și relaxat, locul era destul de pitoresc. Ați văzut cum arată steagul budist? Jumătate sau poate un pic mai mult de jumătate din steagul budist este format din culorile României, roșu, galben și albastru. Din păcate pentru noi, drumul panoramic a fost plin de ceață și de nori și n-am văzut mai nimic când am ajuns în vârf. Dar până la vârf erau câteva zone care îți oferea priveliști deosebite asupra golfurilor spre Da Nang și spre mare. Am trecut muntele panoramic și am ajuns în cealaltă parte unde era plajă și golf acolo, unde puteam să facem o pauză mai lungă, dar bătea foarte tare vântul, nu ne-a permis să stăm mai mult. Hue ca destinație este o destinație istorică. Este fosta capitală a Vietnamului până în 1945 și fosta locație a dinastiei vietnameze nu știu care. Și împărații care au fost la conducere în Vietnam și-au făcut ultimii niște morminte undeva la 20-25 de kilometri de oraș unde mergi și sunt un fel de părculețe cu lacuri, cu tot felul pe acolo, mai mult relaxare decât loc de reculegere și plânsete. La hotel am solicitat să închiriem un scooter. Într-o zi ne-am dus și am vizitat două din morminte.
Am văzut primul mormânt astăzi, al doilea mormânt, mâine citadela, de seară pe malul apei night market. În Hue poți să iei pulsul vieții de la țară. Având scuterul la îndemână, ne-am urcat pe scută și am luat-o înspre mare. Înspre mare din Hue, îți numai plantații de orez și crescătorii de pești. Să mai pun un pic așa ca și atracție turistice, sunt niște poduri suspendate peste niște râulețe. Acum podul în sine al lui, na, cu plusuri și cu minusuri, pitoresc, dar mărunțel. Dar în localitatea unde era podul am găsit și un local unde am mâncat prânzul cu pește prins din canalul din orezărie. Din farmecul locului, chiar dacă nu ne-a plăcut foarte mult, consumă tot ce-și doresc ei acolo, aruncă pe jos. La sfârșit vine chelnărița, le ia, le numără și plătești cât e numărat. Deci nu stă nimeni cu case de marcat și alte lucruri acolo. Ne-am fi dorit să ajungem și la mare, dar vremea nu ne-a ajutat și a început ploaia și din acest motiv ne-am întors un pic mai repede în Hue. Cea mai romantică chestie care am văzut-o noi în Hue, mergând pe malul râului seara, un vaporaj, presupunem noi că era un fel de nuntă acolo, cu două embarcațiuni în spate, stânga-dreapta, lansau la fiecare 2-3 secunde o lumânare plutitoare. Și la un moment dat, tot râul ăla, care este cât un fluviu, era plin de lumânări plutitoare. Una dintre cele mai faine piețe de noapte a fost în Hue. Ăștia, tot pe malul râului acolo, între două poduri imense, au amenajat niște tarabe, dar acolo mâncarea a fost cea mai mare nebunie care am văzut-o. Eu personal nu am încercat, n-am avut tupeul ăsta, dar toate se găteau jos pe stradă, deci aveau găleți din astea ca de zugrăvit și toate lucrurile din gălețile respective acolo spălau, acolo găteau, acolo făceau și toți mâncau pe jos, era o mare nebunie pentru vietnamezi, era farmecul farmecului. Noi mai mult pe post de observator decât să ne implicăm mult în partea asta cu mâncarea. V-am povestit de cafea și de modul în care ei servesc cafeaua. Cafeaua vine și se fierbe în fața ta. În față îți pregătește totul. Și laptele condensat și zahărul este pus în ceșcuță. Ceșcuța este păstrată tot timpul caldă. Iar tu ai cafeaua super proaspătă, preparată și cu tot ce trebuie la tine pe masă. Citadela asta era o mică localitate în trecut, cu palate și cu multe temple. Este închis cu zid de apărare. Aici își duceau viața împărații vietnamezi în trecut. La momentul ăsta, citadela face parte din UNESCO.
Hue, mergând pe stradă în plin centru, am fost acostați de studenți care fără nicio problemă, dar foarte politicoși, te acostau și încercau să vorbească cu tine ca să-și îmbunătățească limba engleză. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog să le lăsați în secțiunea de comentarii și vă răspund cu plăcere. Și nu uitați să vă abonați, lângă butonul de abonează este un clopoțel, apăsați-l și veți fi înștiințați de următoarele episoade. Vă mulțumesc mult pentru timpul vostru, vă doresc o zi minunată și Doamne ajută-vă! Ciao, pa!